evenimentul este practic deschiderea oficială a unei alte fațete a proiectului pe care încerc să-l coordonez de ceva vreme și care se cheamă Muzeul Benzii Desenate. În cadrul ediției de astăzi vom derula un exercițiu de imaginație și ne vom întoarce în universul copilăriei. În trecut, revistele cu benzi desenate reprezentau una dintre pasiunile ce ne colorau copilăria. Benzile desenate au fost primul contact pe care l-am avut, cred că mulți dintre noi, mai ales din generațiile de dinainte de 89, cu ideea de desen. De-aia este bine să facem distinția între benzi desenate și desene animate. Animația automată înseamnă însuflețire a ceva. Era o evadare într-o lume fantastică, într-o altă dimensiune, dar și un prilej de a cunoaște o istorie a artelor românești privită din altă perspectivă. De fapt, banda desenată, din punctul meu de vedere, cam asta face. Îl pune pe cititor privitor să se transpună în rolul diverselor personaje. Subliniem faptul că banda desenată este legată de un anumit segment al existenței noastre, în special copiii, dar de multe ori și adulții privesc cu încântare revistele de gen.